Bine, am găsit astăzi, o să verificăm două colonii la care voi da turtă proteică și cum o dau. Deci ați văzut rețeta, iar acum o să o dau. Rețeta am făcut-o cu câteva zile mai în urmă. Bun, deci avem două colonii micuțe, doi roi. Doi roișori pe care îi verific să văd care e starea lor, care mai e sănătatea lor. Le-am lăsat un pic de aerisire. Aici este un roi mai măricel. Așa, să-mi iau cleștele. Să văd prima dată cantitatea de miere care o are. Poate scoatem o ramă mai albă prima dată. Scoatem această ramă. Să vedem cât de populat este cu albină și cu miere și cu puiet. A depus aici matca câteva ouă, adică a depus mai multe și intră și nectar. Deci albina lucrează foarte, foarte bine pe această ramă. Să văd și cantitatea de miere de pe rama principală. Deci nu las colonia fără mâncare niciodată. Asta o introduc la lor. Aceasta este rama de depozit a acestei colonii. Loc este, deci mai e loc suficient. Introducem la loc. Colonia se dezvoltă în mod normal. O să-i dau un pic de turtă proteică. Dau un pic de turtă proteică și așa. Dăm turtă proteică. Pentru început nu-i dau mult, îi dau așa o cantitate micuță. Acolo 50 de grame, 100 maxim. Bun. Să-i dăm și tratament. Acolo îi dăm 3 ml de formic, 3-4 ml, e suficient. Bun, se prezintă bine, a primit un pic de proteină. Perfect, îi mai las încă aer. Să-l vedem și pe vecinul lui. Tot așa un roișor micuț.
Ăsta e mai slăbuț decât ăla. Dar nu contează, ei, dacă sunt sănătoși, se dezvoltă. Asta este important. Să vedem. Și să aibă un echilibru. Mai sunt pe internet apicultori care au dezechilibru destul de mare în colonia de albină. Ba nu au puie destul, ba nu au albină. Deci un dezechilibru. Hai să vedem și cum arată a doua ramă. Iată o frumusețe de puiet avem la ora asta și își aduce și ea nectar de la floarea soarelui. O să-și facă un pic de coroniță. Este important acest aspect, încât să nu mai am bătaie de cap în sensul hranei. Bun, arată foarte, foarte bine. Putem să stăm liniștiți acum. Culesul de floare, în funcție de zona în care sunteți, durează cam 3 săptămâni. Mi-mi place cum stă albina pe ramă. Este albina frumos pe ramă. Să lucreze, nu când e rama să fugă în toate direcțiile. Arată bine de tot. Chiar dacă nu este el echilibrat puietul, adică să fie placă, fiindcă nu avea cum. Dar arată bine de tot. Este puiet suficient. Hai să mai ridic o ramă, îmi place să mă uit așa la el, dacă tot l-am deschis. Să vedem care-i situația completă a unui astfel de roișor. Fiind în iulie, e ceva superb cantitatea de puiet. Arată bine de tot. Să știți că la aceste colonii mici, acum arată el așa, ăsta e frumos el, problema proteinei este destul de mare, având tot timpul puiet mai mult decât poate aduce albina proteină în stup, adăugând un pic de proteină, mai ales în această perioadă când îl pregătești pentru iernat. Mai ales când îl pregătești pentru iernat, acest aspect este destul de important. Și să-i dăm un pic de proteină, să vedem dacă chiar are nevoie. O să vedem dacă albina vine la această turtă. Nu-i dau mult, da, albina imediat este interesată de această turtă. Când văd albinele interesate, atunci știu că chiar este nevoie de proteină în colonie. Și la cantitatea de puiet care o are, este și normal. Bun, să-i aduc și lui tratament.
tot așa 3-4 ml. Bun, arată totul așa cum trebuie să arate. Cam atâta la aceste colonii. Ați văzut la ce colonii dau tufă proteică. Cei mari deocamdată îi las în pace, fiindcă s-ar putea să scoatem ceva miere de la ei. Dar ăștia mici necesită un pic de îngrijire. Acum nu mai e mare lucru de făcut. Te uiți un pic, totul e în regulă. Un pic de turtă, un pic de tratament și așteptăm să treacă lunile ca să vedem cu ce intrăm în iarnă anul acesta. Cam atât la acest film. Până data viitoare, numai bine!